Salutare, eu sunt Regina și astăzi vom pregăti dovlecei. Pentru aceasta avem nevoie de un dovlecel. Al meu cântărește 250 de grame. Îl tăiem rondele. Într-o farfurie spargem două ouă, condimentăm cu sare și piper. În alte farfurii punem 2-3 linguri de făină și 5-6 linguri de pesmeți. Batem ouăle cu furculița. Încingem bine uleiul în tigaie. Tăvălim dovlecei mai întâi în făină, apoi în ou și la final în pesmeți. Rumenim dovleceii la foc mic pe ambele părți. Dovleceii sunt gata, acum ne vom ocupa de umplutură. Pentru aceasta trecem prin răzătoarea mică două ouă fierte. Adăugăm 40 de grame de cașcaval. Adăugăm 2-3 linguri de maioneză și răzuim 2-3 căței de usturoi. La necesitate, adăugați și puțină sare. Punem peste rondelele de dovlecei câte o linguriță de umplutură. Umplutura acoperim cu dovlecel. La dorință puteți tăvăli marginile prin mărar tăiat mărunt. Dovleceii sunt gata. I-am decorat și cu câteva felii de roșii. Poftă bună!